Popa! Ei! Ce cursă e asta? Cursa vieții. E Winzer, a? Nu, bă, ce cursă e asta? Cursa vieții, ți-am spus. Știi că există o legătură între logo-ul alb-albastru și... Da. Elicia de... Da, dar știi că ăsta e de fapt un mit, că vine de fapt de la steagul Bavarii. Țaca-pacă. O iubire alb-albastră la Craiova e mereu. Doar culorile vin de la steagul Bavariei, dar faptul că sunt așa, într-adevăr, vin de la Elicia. Da. Bine că, așa zic și eu, să știu. Că steagul Bavariei sunt mai multe romburi puse așa, știi cum sunt puse astea. Deci... Aha. Să ne spuneți voi în comentarii. Ia uite-l, mă. Ce mașină este asta, domnul Popa? Este o rachetă, un avion, un aspirator de femei. Păi nu era seria 3? A, ăla e ce le nebunește pe femei. Ăsta e aspiratorul. Ăsta ce te nebunește la service. Ăsta. Să sperăm că nu. X6M Competition, ultima generație. 2020-2021, pe acolo. Stai puțin. M Competition sau M separat? Că iar am, aici e o dilemă. E simplu. M-ul are 6 de cai, Competition-ul 625. Da, o suspensie ceva mai rigidă. Dar termenul ăsta o evacuare? Competition nu apare și la Audi? Ba da. Apare pe la mai mulți. Păi, ei folosesc așa... Nu e un departament sau un brand separat, o firmă cum ar fi Brabus? Nu. Nu. A, e... E de-a lor. Marketing. Da, păi gândește-te, aha, toate telefoanele acum sunt Pro, toate sunt Ultra. Max. Max-uri nu prea sunt, decât la iPhone. Dar Pro găsești pe la, de la Huawei, la Xiaomi, la Samsung, la... Eu sunt curios Plus. Dacă într-o lume reală Ultra, cineva poate simți diferențele între X5 normal, X6M normal și Competition, acești 20 de gai. Cred că da. Cum? Păi, 20 de 600. Pe asta zic, cum? În lumea reală, probabil că nu. Păi. Doar că atunci când merg cu ea pe circuit, acolo se vor simți diferențele. La greutate știm ceva despre ele. 2.4 tone. Toate? Mai că toate. Adică, M, nu e diferență la... Nu, nu e mai ușoară. Că mașina poate avea un plafon de carbon. Ăsta de sticlă e destul de greu. Este. Soft close. E degeturi scumpe. Nu vă prindeți degetele la copii în ele. Soft close. Rezervor. Fă... 25% etanol. Merge cu 25% etanol. Da. Ia. Că mergești cu 25%. Da. Benzină, nu etanol. Benzină. Ia uite, chipsuri, chestii, trestii. Bagi mâna în marfa omului. Nu bag mâna. Ba, nu. După filmări. Nu are roată de rezervă. Nu are roată, dar fii atent aici. Are... Mi-am prins mâna. Las, nu mai arătăm că da, e... Are podea fals. Mi se pare? Care cred că are amortizor, la X4 are amortizor și cred că dacă o ridici așa stă cu amortizor. Noi am filmat un X6 în 2017. Uh-huh. Era modelul vechi. Modelul vechi, mi se pare, da, că e un pic mai mic, dar o idee. Nu cred... Acum e un pic mai strâmt. Bancheta rabatabilă de la... Așa, la X7 sunt electrice. Scaunele. Banchetele, adică. Ia, nu, fără cheie. Ce faci, Popa? Popa? A. Gata. Am înțeles. Îți dau o pungă de chipsuri mai încolo. Bă, eu nu mănânc. Ia uite. Așa ceva. Evacuări reale la M Competition. Oricum nimeni nu-și cumpără M-ul normal. Toată lumea cumpără Competition. Foarte rare am mai văzut M5-uri normale, nu Competition. În rest, toate X6M-urile sunt Competition. Toate X5-urile M sunt Competition, toate X3-urile M sunt Competition. Zice... Înseamnă că n-o să, lumea dă aia 10.000 de euro în plus. Atât 10... în plus? Da. 10.000 de euro pentru proprietarii de astfel de mașini nu înseamnă nimic. Fii atent. Difuzor fals. Păi nu e fals. E fals. Real. E fals, man. E fals. Nu face nimic, îți spun. Adică mașina asta nu are elemente aerodinamice care să o ajute la apăsare? Ba, nu, aia nu. Aia nu. Ăsta, în schimb, pe Competition nu găsești. Ia fii atent, ce vreau să faci, joacă-te un pic la faruri și la triple și mai ales la semnalizări. Stai un pic, înainte de toate. Da, fii atent, pe spate avem 22. 275 cu 35 pe 20. Cum pe 20 ești nebun? Pe 22? A, pe 22, mă rog. Și pe față 21. Ia stai, să ne mai uităm o dată, să fim siguri de chestia asta. Competition-ul are 22 pe spate. Am impresia că la M-ul normal le ai egale, dar posibil să greșesc. Dar la Competition, sigur, sigur. Discuri de frâne, cât roțile altor mașini. Da. Suspensie adaptivă, tot ce vrei. Bare stabilizatoare. Asta e o mașină... Adevărată. Adevărată. Ia joacă-te un pic la semnalizări, la triple, că mașina este spectaculoasă, mai ales noaptea. Eu ziceam să joace la lumină, să joacă la accelerație. Eram sigur că face chestia asta.
Ia semnalizează popa! Stop pe frână. Oho, nice! Ia să vedem și din față. Deci din față avem fază poziții, scurtă, lungă cu laser, bate 600 de metri, dar acum, pe modelele noi, nu mai avem laser. Asta sunt farurile la care s-a renunțat la laser, nu? Da, s-a renunțat. Acum LED-uri adaptive pe modelele, tot ce apare în urmă. Nu mai consumă benzina omului. Stai mă puțin. M2, nu. Trage și de capotă. Stai o țără. Stai un pic, să vedem un pic evacuarea, unde e. Așa, ia. Hai, fă-ți de cap, hai. Are soft limiter degeaba. N-am ce să-i fac. Soft limiter, pare rău. Oprește-o și deschide capot. Soft limiter de noxe, nici n-ajung la... N-ajung. Unde n-ajung? Una, două. S63. Făcut pe baza lui N63. Uite ce ramforsări are aici, găsești doar la M-uri. Asta fibră de carbon, capacul, turbinele și evacuările, garelele de evacuare în interiorul V-ului. Primul, bine, N63-ul ăsta, primul motor V8 BMW supraalimentat și primul motor Hot V, așa se numește, cu turbinele în interior. Uh-huh. Ulterior au pus și valvetronic că n-avea, dar are Vanos, și pe admisie și pe evacuare, X-Drive, evident, cu ambreiaj multidisc, tot ce vrei. Și steptronicul cu oprepte. Steptronic? Da, e convertizor, nu e dublu ambreiaj. Așa au pus pe toate, au renunțat la dublu ambreiaj. Doar pe seria 1 cu 3 pistoane mai găsești. Și pe X1 mai găsești dublu ambreiaj acum. Tot ce înseamnă 1, 5, 3 pistoane la BMW. E bine, e bine. Aceeași cutie de găsești pe Renault și pe Ford. Nu. Astea, până la urmă, asta e o cutie bună. N-o fie a PDK, dar rezistă la cuplu. Și e o chestie foarte mișto la motoarele astea, pentru că deși ele sunt declarate cu 625 de cai și 750 Nm, dezvoltă cam cu 10 cai în plus și 100 de Nm în plus. Asta are minim 850 Nm dacă o pui pe dyno. Deci BMW-ul minte. BMW-ul minte, dar în sus. Mă rog, la benzină nu avem grile active, nu? N-ai, la asta nu. N-ai ce, că are nevoie de răcire. Radarul e aici pus jos, e expus, vezi? Destul de expus, camerele. Nici nu știu dacă are 360 sau nu. Da, n-are cum să are. Doar că vezi tu, la multe mașini, camerele spuse aici. La BMW spuse în lateral. Asta sunt, o să arate mișto, să vedem, uităm pe ecran. E capota deschisă? Nu e capota deschisă, e contactul pus. Aha. Așa. Cred că se închide dacă îi pui. Că la geamuri vreau să văd. Dacă se închide, se închid și geamurile și oglinzele și tot. Dar în momentul în care iei mâna, nu se închide tot. Și dacă pui mâna din nou? Geamuri duble, protecție antiprost. A, fi culmea să n-aibă. Și la astea noi, scrie aici X. Să știi că e un X. Știi? Aceeași platformă pe toate. X6 scrie chiar. X6 scrie, da, dacă deschizi și ușa, în cazul în care uiți și... Am testat eu X3M Competition ăsta, nu? Și la fel scria Bowers & Wilkins. Ia uite. Mama, asta îmi pare cu așa sături. De la altă marcă. N-am văzut multe, adică nu sunt multe X6M-uri din astea Competition care să aibă combinația asta de piele cu Alcantara și cu piele din asta rombic, așa, nu știu, quilted zice în engleză. Perdeluțe manuale, că nu e 7, e 6. Da. Tot timpul e loc de mai mult la și marca mai asta. Bine. Preț? Da. Asta nu știu. Nu știu cât e. 180.000. 180.000. Bun. Deci despre prețuri ne-am documentat puțin. Așa. 180K. Așa. Asta. Știi? Care e dotată destul de binișor. Oricum, la orice mașină de genul ăsta poți să pui minim 50.000 de opționale pe ea. Minim. Minim. Poți să pui pe Audi S7 fix 50.000. Da pe asta. Știi? Foarte... Oricum, ar trebui parcurs și un pic configuratorul. Bine, că nu-l găsești decât în showroom-uri. Și nu cred că nici în toate. Ce, configuratorul? Configuratorul de M-uri. Ba da, BMW România. L-are online? Da. Cred. Bă, l-are, cum n-ai mai să-l l-are totul. Totul. Spune totul. La BMW poți să-ți configurezi totul. Fiind un M adevărat WBS, la șterea de șasiu, motorul e și el cu S. Făcute și... în? Ce? Mașina? Da. America. State. Spartanburg. Și se mai fac undeva prin China.
Și designerul are ceva nume de arab, Nasser al ceva, știi? Deci e arăboi. Sistemul Bowers & Wilkins, frumușel, aici cu luminițe, dacă vrei. Carbon, pachet carbon interior-exterior. Și ai masaje în scaune și mai ai o funcție L2 care e pe partea elaltă. Tu poți, de pe scaunul șoferului, să modifici scaunul ăsta. Ca la seria 7. Ca X7, seria 7, ca la orice BMW. Mai răsărit așa. Centurile M, pe care le poți pune, după cum am văzut, și pe un seria 3. Da, cu motor de 2.0, poți pune și pe un seria 1 cu 3 pistoane, nu-i asta problema. Oricum, e atât de mult marketing în chestia asta cu M, încât te pierzi un pic. Da. În a diferenția, exact, bine, pe baza seriei de șasiu le poți identifica, dar așa, vizual, chiar trebuie să fii un priceput al mărcii. Da. Să le nimerești. Chelea Merino, care e cea mai bună pe care o poți pune pe BMW-uri, mai e una. Îmi scapă acum cum se numește, care se pune pe Alpine. Și acum că BMW a cumpărat Alpina, Alpinele sunt BMW-uri. Și acum BMW România, România. BMW punct are patru branduri, patru. BMW, Alpina, Rolls-Royce și Mini. Deci are patru, nu mai are trei. Da, sunt curios. Nu mi-aduc aminte care sunt seriile de șasiu pe BMW-urile Alpina, dar cred că sunt diferite față de BMW-urile normale. Ele pleacă goale, caroseriile goale, pleacă Alpina. Plecau la Alpina, Alpina le făcea restul și aia. Dar acum cred că, acum nu mai, cred că toate sunt făcute pe aceeași linie de asamblare. Nu rentează economic, din punct de vedere economic, ca Alpinele să nu fie făcute pe aceeași linie de asamblare cu astea normale. Uite, Alcaranta, frumos. Alcaranta, ha? Alcaranta. Bă, e spectaculos. Mie este dintre mărcile premium, mi se pare că au cel mai spectaculos interior, așa, și foarte, foarte bine făcut. Trapanele? Bun, cred că vrei să te plimbi cu ea, așa e? Cred că toată lumea vrea să se plimbe cu ea, nu-i așa? Bă, eu o să merg în ea. Tu o să o conduci. Bine, eu o să o conduc. Bun, hai că ne vedem la bord. Ești pregătit? Eu sunt pregătit. Fii atent, pentru că suntem în problemă cu lumina, a zis să mergem doar pe urcare. Hai, să mergem pe partea cu lumină bună. Da. Are rost să resetăm consumul? Vrei? Nu, dar vreau. Și zice 99. Presiunea e bună. Tot e pe eficient, pe confort. Hai să resetăm, dar e oricum 99.9. Pe ce mod vrei să... ușor, ușor. Asta e pe eficient. Ia, ține de... Asta cum pleacă standardul? Cum are? Așa, uite. Cum o vezi aici. Nu eram curios dacă pleacă pe confort. Dacă pleacă pe confort? La prima pornire. Da. Aha. Și indiferent cum o dai, rămâne? Așa am impresia. Adică la fiecare pornire îți va pleca pe confort, nu? Da. Așa e la toate. Poți tu să-i pui contactul și după aceea să schimbi modul, dacă vrei. Într-adevăr, chestia asta, știi? Hai, dacă vrei să mergi liniștit cu ea, n-ai treabă. Da. Ce mi-a plăcut când am filmat acum 2 ani sau anul trecut pe auto Vantage, anul trecut e deja 2022, acum 2 ani, modelul ăsta. Mai avem și seria 7 pe aici, vezi? Da, cât de ușor se conduce așa, la mers liniștit, știi? Mi se pare chiar că se conduce mai ușor. Cred că de la generația trecută le-au făcut plăcute de condus, așa, să poată să meargă oricine cu ele, știi? Nu mai sunt alea brutale de te lupți cu volanul. Eu când am mers ca aia pe ploaie. Ia dă-i un pic, în camere. În camere? Unde ești? Aici. Păi, nu că iese din camere, las-o încet. La asta iese mai târziu. Camere 360, are și asistentul de marș arier. Da. Dacă vrei să-l arătăm, să meargă cu spatele mașina. Lasă, nu mai mergem. M-am mers cu seria a treia cu spatele și nu mai vreau. Lasă, m-ai speriat. Nu mai vrei. Volanul tot gros. Butoane M1, M2, da, pe care alți producători le-au copiat. Zici că suntem la întâlnirea de BMW și de aici. E una din mașinile cele mai îndrăgite de român, să știi. Da. N-ai cum să nu observi chestia asta în oricare oraș al României și oriunde te ai... Dar eu mă aud? Mai mult te vezi. Mai mult mă văd. Te vezi, la volanul ăștia te vezi. Se deosebire de... Știu pe cineva de și-a luat una de asta și se plânge că e rigid. Bine, asta pentru... De Maybach-ul ăla, știi tu. Deci dacă vrei să mergi așa pe confort, oricum ai toată performanța de care vei avea nevoie oricum. Dar știi că circulă vonul ăla, că Maybach-ul ăla de fapt e o trucă, test drive este o filmare trucată. Pentru că tu nu te vedeai la volan. Și mă, mergea mașina singură. Păi exact.
tocmai că MyBahul nu merge singur, adică ceva ați făcut acolo. Să zic ceva, nu, mergea singur, dar vreți să zic ceva, aveam probleme să ajung la pedale. Am făcut București-Ploiești cu ea, abia ajungeam la pedale. Deși silențioasă. Sunt curios că nu mai țin minte, dacă îi dai totuși direcția pe sport, dacă se întărește artificial ca la BMW-uri, asta chiar nu mai țin minte. Dar o să-i dăm și de toate. Două BMW-uri care semnalizează. Da. Apropo, știi că și trapa are lumini ambientale? Cum se numește? La Mercedes se numește Starry Night. Nu? La BMW se numește șmecherie. Nici nu vreau să spun viteza la care am ajuns. Teoretic aici nu este niciun indicator, știi? Adică nu știi unde se termină Craiova. Da. Pe indicator. Păi nu, cred că intră din localitate în localitate, că n-ai nevoie de luminietă Craiova-Bucovăț. Oricum nu sunt camere de luminietă. Da și nu, pentru că zona asta de pe aici, de pe malul Jiului, nu se știe dacă este în intravilan sau în extravilan. Să fie adem cu gropile alea, că s-au murit... De la ce? De la zăpadă? S-au murit de la... de la tații. Uite, Dricu cu patru uși. Fai de cap. Mergem încet. Uite, e ceva pe șosea. Văd. Cineva a pierdut ceva dintr-o mașină. Padelele tot depărtate sunt. Mai ții minte când am filmat noi M5-ul? Da. Ce zi frumoasă a fost aia. Era vară. Dacă e M adevărat, are 3 cusături. Deși acum am văzut că poți să pui pe M 850 și volanul ăsta cu găurică. Vezi? Dacă are decupaje de M și cu 3 cusături de M. Dacă nu e M Sport. Am văzut acum la Bavaria în București, era unul configurat. Okay. Cu cusăturile, dar fără butoanele M. Ce cod are ăsta de model? G ceva, dar am uitat. Am uitat. Și cred că M-ul e F, da, jur că am uitat. Nu am stat. Sunt de asta că sunt curios, următoarea generație vor fi cu H? Nu, tot G vor fi. Tot G vor fi. G6. Stânga sau dreapta? Stânga, ca să avem lumină. După aia îi dăm pe M2 și... Următoarele vor apărea în 2024-2025. M electric încă nu există, nu? M electric? Uh-huh. I4 M50, IX M60, chestii de genul ăsta. Oh, e bine. Da, bine, nu sunt M-uri adevărate, nu o să vezi MI4 sau I4M. O să fie MI4. MI4. Zici că nu poate fi activat M2. Confirmă, gata. De ce te s-o bruschezi? Ceva spune că o s-o bruschezi. Nici așa. Cum adică nici așa? Uite. Pentru că aici este o sticlă și o doză care se plimbă. Bă, pupa, ți-a prins bine la Lamborghini, bă. Da, erau alte condiții. Dar vezi că e același fel de mers. Pleacă un pic și se redresează. Pleacă un pic, se redresează, da. E făcut intenționat să fie așa. Și asta zic că e mai jucăușă decât M5-ul. Și mai jucăuș nu decât... are cum, că e doar mecanic identică. Mai jucăuș decât... Și decât Urusul performant, dar nu pleca de spate. Bine, erau și alte viteze, la viteze mari. Dar a plecat de spate pe modul rally, știi, că ne-au dus pe pista de rally. Uh-huh. Mi-au zis, dă-i, și uite așa, mai așa mergeam pe aia. Dar nici cauciucuri de iarnă și de asta. Și ăsta e un motiv pentru care fuge un pic. Nu e genul de... Subvirare. Un pic de subvirare, da, dar după aia imediat o controlez. De adevăr, nu simți nimic prin volan. Vezi că aici e asfaltul neterminat. Și cutia nu se compară cu PDK-ul de la Porsche, știi? Adică nu e... Dar cu toate astea... Trece-o în mod normal. No. Hai. Măcar ea. La PDK. Ar trebui să mă sperie acum, nu? No. Nu. Dar vezi, știi care e chestia? Că nu simți viteza în ea. Asta e chestia. Când ai făcut una, întâia, a doua, a treia și după aia la revedere. Nu simți viteza în ea. Vrei să mergi cu ea pe... confort, poți să mergi cu 150-200, ajungi repede la viteza aia. Te izolează un pic de experiența ta de condus. Dar poziția la volan și volanul în sine și așa, mai bine ca la Urus performant. Mie îmi place habitatul maxim. Îmi place habitatul, îmi place
pe lângă culorile astea care sunt oarecum alese potrivit în contrast, cum e făcut. Și mi se pare mai mișto genul ăsta de display-uri decât, știi tu, mega ecranul făcut în România. Deci s-ar putea și ăștia să fie făcute tot pe aici. Da, știi ce problema aveau astea? Nu erau suficient de luminoase. Mai ales tapetul. Păi nici ăla nu e luminos. Nici ăla avea folie pe el. Hai, mă, lasă-mă cu folia, că n-are. Dar era luminositatea dată la maxim, știi? Păi asta zic. Nu știu, e ce. Uite, o chestie pe care am observat-o. Așa pe navi. Uite, da, a șaptea. Întoarce aici. A, și pe manuală tot îți face chipta. Bine, nu e pe manuală, e drive și mai. Hai să vedem cum pleacă de pe loc. Nu mai fă lucruri din ăștia, lasă-o normal. Nu mai fi. Hai de diametru de bracaj mare, o mașină, wow, totuși mare. Știi că nici modelul trecut n-a întors aici. Nici ăla nu era cu mult mai mic. De ce nu întoarce? Că... curioasă chestie. Ia. Ia, popa, ia. Hai, simte-te în largul tău. Se ridică de bot? Sută. Și suta. Teoretic 3,8 secunde. Practic. 4 oameni în mașină? Cam 4, dacă mă înțeleg pe mine așa. Dar fi padelele un pic mai apropiate. Ar face un pic mai... nu știu, mai engaging, așa. Fii atent că îți va ieși episodul prea scurt. De ce? Pentru că mergi prea tare. Nu contează. Ba, contează. Ba, nu contează. Mașina se aude frumos, bagă un pic de sunet în boxe. Asta clar e sunet în boxe. Dar se conduce cu o anumită lejeritate. Ei, la Urus te chinuiai un pic. Bine, avea și volanul la prost de Audi. Dețin. Auzi? Dezdădeam podul pe altul. Dar știi ce vreau să te întreb? Lasă Lamborghini, lasă Porsche ăștia, mă rog. Așa. Spune-mi o mașină japoneză. Da. Capabilă de aceleași lucruri. Japoneză? Da. Asiatică, hai să-i lărgim un pic. Asiatică, să mărim eu. Poți să vii și în Indochina, în toată zona. Stai mai puțin, vrei să fie Jeep? Până la până la Australia poți să te duci chiar. Cred că trebuie să ajungi în America, la Jeep Tomahawk. Vezi la Model S plat. Bă, nu, pe benzină, atenție. E Track Wagon Tomahawk. A, așa cum îl cheamă, mă rog. Și cam atât. Da, dar la ce trebuie SUV-uri? Așa păi puternic. Cum? Că doar nemții au. O, lasă-o, nu pe coborâre, repotorește-te. Nu, nu. Hai tu, niște. Într-adevăr, n-ai cum să exploatezi performanțele astea pe stradă fără să faci ceva ilegal, știi? Vezi că știi și mai nou drifturile sunt considerate contravenție la codul rutier. Nu, derapajele controlate, dacă e sunt acela... necontrolate. Păi și cum pot fi probate că au fost controlate spre deosebire de fapt, domnule, am pierdut controlul. Nu știu, dar ei trebuie să dovedească, nu, știi? Ei trebuie să dovedească că a fost derapaj controlat. Mm-hmm. Dacă mie îmi fuge mașina și eu o controlez că m-ai făcut un curs de pilotaj, una așa? Aia, cum poate să dovedească ei că a fost... Pe asta eu mă tot timpul am gândit la chestia asta, bă, dacă derapaj controlat, dar eu nu trebuie să mă salvez dacă mașina derapează... Da, exact, ce trebuie, neapărat să fac accident. Trebuie să fac accident, nu? Deci dacă faci accident, scapi, ești nevinovat. Scapi. Bizar. Lucruri pur românesc. Dă-o într-un mod normal. Nu vreau. Hai, mă, popa, dă-o într-un mod, vreau să văd cum se aude. Nu de altceva. Cum se aude, dar e și manuală. Vezi? Treia. Dăm a doua. Gata. Vedești pe road. Așa, vreau să văd cum se percepe ca mașină, că mă nebuni, mi-a ajuns. Bine, dacă eram după tine, făceam 100 de urcări și 100 de plecări de pe loc și... gata. Nu, că nici eu nu... așa, pe filmare, pac, pac, de două, trei ori. Două, trei ori. Nu sunt mare fan plecări de pe loc așa în trombă, știi? Mai mult să simți mașina pe la limita aderenței, așa. Că plecările de pe loc oricine poate să facă asta. De asta sunt și populare liniuțele, drag race-urile, știi? Că oricine poate să le facă. Așa, te duci pe circuit să conduci o mașină, să vezi cum fuge, nu prea poate toată lumea, știi? Aha. Dar oricum să știi că asta mi-a plăcut. Ok, e mega fun to drive mașina, nu e... Da. Adică... tot te izolează puțin așa de... pentru masa care o are,
Da, și ascunde puterea uriașă, nu-ți dă senzația de mașină care merge fără să poți să-i faci nimic, doar că merge tare. Uh-huh. E departe de așa și e foarte evoluată față de vechile modele. E evoluție uriașă. Și îmi place totuși că transmite mult cuplul pe spate și te lasă să te joci un pic cu ea, știi? Nu se poate decupla ca la M5, dar bine, dacă decuplezi la M5, la revedere, deci nu mai. Știi, am încercat eu asta pe un M5. Fai de cap. Și asta ai încercat, adică? Pe Titi Aur, pe circuit. Da. Vreau să văd dacă încerci să nu iei gropile de pe pod. Nu le iau. Să și nu poți. Nu poți să o ții. Bine, era și modificată la Rex, poți să avea vreo 800 de cai, nu puteai să o ții, știi? Dar am încercat și același lucru cu un E63. Aia era un pic mai controlabil. Deși nu era la fel de plăcută la condus. Ești pe asta poți. Dar nu te lasă să decuplezi. Oricum ar fi foarte nasol să decuplezi puntea spate la asta. Tot ce înseamnă mașină grea, dar cu multă greutate pe față. Că la asta, spre deosebire de berline, vezi, totuși se simte că e rigidă, dar totuși amortizează binișor. La berlină mai 50-50, știi? Dar la asta e mai multă greutate pe puntea față decât la berlină. Și când n-ai greutate pe spate și ai multă putere, când ți-a plecat în derapaj, îți pui... De asta e foarte periculos, uite, cu Raptorul, știi? Ai benă, n-ai niciun fel de greutate acolo, o treci pe tracțiune spate, ai multă putere, stai de veci. Serios? Da. Mă îndoiesc. Nu te îndoiești. Pentru că noi am mers cu Raptorul. Păi da, dar n-ai mers cu ăsta pe benzină, nu? Păi cu ăla care are 200, bine, da, într-adevăr, are mai mulți cai. Dar suspensia aia Fox de la Raptor, da, să știi că e mega gândită, să știi. Adică, pe acela... Hai de capul meu, lasă-mă să vorbesc, mă, capul. Deci pe același drum, pe care eu am mers, de exemplu, cu Touaregul cu 90-100, așa. Touaregul pierdeai. Deci îl pierdeai dacă mișc cea mai mică manevră stânga-dreapta, gata. Uh-huh. Raptorul stătea drept. Bine, și ea, la un punct. Și dimensiunea roților e alta și, mă rog. Da, dar să o treci pe tracțiune spate și să-i dai... Păi, în mod Baja ăla, care e de așa ceva. Pentru că ăla e... Nu știu cum, nu știu să le explic. Vezi că a activat și gesturile, știi? Oh. Salut, bye bye. Senzorul e aici, trebuie să fie așa, fix în dreptul ecranului ca să poată să meargă. Ia-o-s. Altă chestie, aproape inutilă, știi că vorba aia. Dacă faci așa, like, share, subscribe. Like, share, subscribe, e. Nu face nimic. Dar nu faci și la melodie așa? Next song, da, previous song, răspuns la telefon, respingi. O chestie, la astea, la S63, toate S63-urile pe care le-am condus, după ce mergi așa un pic cu ele, rămâne ventilatorul pornit mult timp. Păi oricum să nu oprești acum după aceea. Nu oprim. Ce avem în bord? Temperatura ulei, bineînțeles, 100 și un pic de grade. Vezi? Normal. Deci ăsta de aici... Ce căldură emană mașina asta? Ăsta de aici, din dreapta, nu este temperatura de apă. Da, e ulei. Temperatura de ulei. Da. La M-uri. Ai... Da, te... Eram curios cu ce ulei merge, dacă merge cu 0.20. Asta? Mm-hmm. S-ar putea 0.30, posibil să mă înșel. Bă, e o mașină impresionantă, oricum, să știi. Da. N-avea cum să fie altfel, mai ales că o face BMW. Este, o să apare facelift la asta. Ce? Deja? Adică, da, ceva, 3 ani. Trage-o de poză. O tragem de poză. N-avea cum să nu o facă cum trebuie. Gata. Bagă asta poezia, hai. Pe scurt, gata. Mulțumim pentru atenție. Abonați-vă la Mașini cu Luci Pop, Automaster și Eva Mihai Popescu. Domnul Cristi Lupu, invitat special. A fost mai tăcut de data asta. Nu-i mers la mașină pe benzină. În orice caz m-a impresionat cum livrează. Cum livrează. Asta e un munte de cuplu mașina asta. Dar nu asta aveam să arăt. Vizualizare 3D. Asta era șmecherie. A, de un vârte în jurul mașinii. Da. Și acum dacă semnalizezi, nu semnalizează, vezi? Blitzuri? Nici. Dar parcă la ce mașină am încercat noi și a făcut chestia asta? Cam la Q8. La Q8. Bine, da, e spectaculoasă animația. Bine, randarea, practic e o randare. Și mai e o chestie. Ai idee cine face și partea de grafică? S-ar putea chiar Continental la noi. Mă îndoiesc că la genul ăsta de... Uite, o chestie mișto. Dacă la ceilalți o face Nvidia... Au luat un M5, vezi? Au luat M5. Și mai e o chestie.
dacă treci prin anumite moduri, așa, la car, spre exemplu, îți arată mașina în culoarea pe care o cumperi. Nu uita de consum. N-apare. N-are cum să n-apară, mai deodată. Asta e consumul instant. Mai deodată, mai pasul altul. Valorile de la alimentare, să apare viteza și dar nu să apare consum. E bine de știut. Telefonul te interesează. Da. Putem, putem să intrăm în, în calculator. 21. Păi, 34,8. Ah, hai că am găsit și consumul. Da. Tot ai făcut pagubă astăzi, ce să mai... Am făcut pagubă. Hai, bye bye. Gata, uite, uite. Ia. A, vrei să vezi dacă face chestia aia? Păi nu, că era deja în... Adică... Ar fi trebuit să o scoată. Ia, dă un drive. Dă un mașină, îl pui în parc, ar trebui să o scoată. Cum e, pe, e, a intrat în parc, dar nu o scoate, o lasă. O lasă așa? Da. Și dacă oprești motorul? Trebuie așa rămâne. E, naiba. Uite, bă, nu mai scoate, nu? Am rămas în urmă. Ne vedem cu bine. Ciao.